Îți place aici la... Hai sura, că la tine vine! Cum să nu, am venit cu inima deschisă și am venit să fac treabă, să aducem echipa în divizia a doua. Sperăm în divizia. Te-am văzut că și vara trecută, pe vremea asta, erai tot aici, nu? Sigur, după ce n-am mai mers treaba la Ficiage și am încercat să vină o echipă tot de tradiție, însă nu s-a putut la UTA și am plecat la 10-8. Cum am spus, am venit cu dragă inimă, am venit pentru proiectul UTA, am venit pentru tot ce înseamnă UTA Arad și sperăm să facem treabă bună, să fim cât mai uniți ca să putem să ne definim obiectivele. Când ai aflat că UTA este interesată de nou de tine, te-ai gândit, am fi venit în minte episodul neplăcut din vara trecută? Nu, pentru că e altceva, nu? Știam că este altceva, am vorbit cu profe și ne-am dat seama că este un proiect de viitor pe care se bazează și se bazează pe multă încredere. Și, cum am spus, simt că se va face treabă bună aici, am vorbit cu domnul președinte și îmi dau seama că este un om de valoare și de încredere. Ajută-l mai departe! Nu ți-a fost greu să vii să coborâi în eșalon? M-am gândit la lucrul acesta, ținând cont că eram copil, eram junior, am fost la Feceagi și am promovat cu Feceagi. Normal, am jucat doar la B și mi-a fost un pic greu, să spun așa. Dar... ținând cont de proiectul acesta de viitor, încă o dată repet, nu e o problemă că joc până în eșelonul mai încet, pentru că știu că vom promova. Am încredere mare că vom aduce echipa în divizia B, cel puțin. Ești până acum singurul jucător care a semnat contract. Da, eu v-am spus, am venit aici convins că voi face parte din lotul UTEI. Nu am venit doar, eu știu, să văd cum este. Pur și simplu am vorbit cu profe și... Tu înțelegi repede? N-am vorbit prin telefon, tot mai am spus. Aceasta a fost o încredere din partea mea, pentru că am vrut să ne înțelegem față în față, să ne vedem caracterele și suntem pe aceeași undă. Și atât eu cât și conducerea. Păi câți ani ești? Am semnat pe trei ani cu UTA, pentru că, cum am spus, trei ani, adică și în divizia. Am spus președintelui că eu n-am venit să aduc echipa în divizia B, ci în divizia. Deci de-aia am semnat și pe trei ani. Cred că ești cel mai optimist din tot clubul. Eu sper să fim cu toți optimiști, pentru că altfel nu se poate, nu? Trebuie să fim optimiști și avem o echipă foarte bună, foarte valoroasă. Tocmai de aia sunt încrezător că vom face treaba. Și încă o dată spun, să aducem echipa în divizia, nu în divizia B. Pentru că locul UTA este în divizia. Cum la un moment dat și el fost la echipă și ceea ce, de păcate, nu mai este, locul era în divizia. La Pitești ce e acum? SCM, Argeș, Oiesc, Liga 3-a, nu? Liga 3-a, însă autoritățile, în speță domnul primar, se implică foarte puțin. Din păcate. Când două cuvuri cu titluri în vitrină. Da, două echipe cu istorie în spate. Doi mari fotbaliști care au chemat la aceste echipe, Nicolae Dobrin, Francis Numan. Din păcate, după ce a murit Nicolae Dobrin, s-a stins și Feceagi ușor. Acum sperăm ca UTA să revină pe primul eșalon. Am încredere în tot ce se întâmplă în proiectul. Nu s-a înfăcut. Aproape, Bart! Și ce să fac?